Mai filmat noaptea, pentru Vlad, de exemplu, am filmat noaptea, n-aveam nicio problemă. Aici, cred că m-am speriat, mi-am construit mindset-ul greșit, pentru că știam că se va filma doar noaptea. Și în prima noapte, nu mă așteptam să fie atât de frig, am prins 5-6 grade, noi eram îmbrăcați cam așa, trebuia să fie vară. Asta a fost primul obstacol de care ne-am lovit. Aveam încălzitoare, cred că vreo 10 încălzitoare pe mine la finalul nopții, de dimineața de fapt. Cafeaua, pe care trebuie să știi foarte bine la ce oră o bei ca să te țină, să nu te ia la 3-4 noaptea somnul, cum m-a apucat atunci. E un amestec pe care trebuie să-l controlezi foarte, foarte bine ca să reușești să funcționezi până la 6 dimineața.